suntem în momentul inaugural la ceea ce se cheamă Bursa de Turism Criteriul Primei Zăvezi, de Valea Prahovei, și mă bucur să vă avem pe toți alături. Eu sunt Adrian Băgan, președintele Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului și mulțumesc foarte rar, am înțeles. Și mulțumesc foarte mult celor care sunt astăzi alături de noi, oficialități, personalități, domnul primar Vlad este și data noastră și co-organizator alături de noi al evenimentului. Avem pe domnul vicepreședinte Mircea Roșca, pe domnul Cristian Bărăcu, secretar de stat din Ministerul Turismului, Polina Martin, colega noastră, președintele de la domnul Iulian Tătălescu, viceprimar la Ploiești. O avem și pe Florica Vasile, de la Consiliul Județean Socotra de Turism și a fost sufletul acestei organizări. Nu vreau să ne dezlătesc pe toți ceilalți care sunteți alături de noi, ne ajutați. O să discutăm puțin mai departe la conferința de presă care va urma cam la 5 minute după ce facem deschiderea oficială, în sala Bacara, pe stânga. În atunci vreau să dau cuvântul foarte pe scurt celor care sunt alături de noi, domnul primar, în primul rând, domnul primar. Bună ziua, bine ați venit la Sinaia. Iată că Sinaia, dintre multe alte acțiuni, organizează și această bursă de turism, care cred eu în acest moment este binevenită, pentru că așteptăm de la un moment la altul să ningă și să dăm drumul la un nou sezon de schi. Sinaia, în ultimii ani, a făcut eforturi foarte mari în dezvoltarea domeniului schiabil, iar în momentul de față, să vă spun foarte pe scurt, avem un domeniu schiabil de 20 de km de pârghii, din care 2,5 km de pârghii artificiale. Este singurul domeniu schiabil de altitudine din România. De aceea am ținut și ținem continuare să-l promovăm foarte mult. Iar de la an la an facem investiții majore în ceea ce înseamnă dezvoltarea domeniului schiabil. Chiar acum două săptămâni, la o întâlnire cu Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, la care a participat și domnul vicepreședinte Mircea Roșca de la Consiliul Județean, am semnat un contract de 6,5 milioane de euro pentru o înzăvezire artificială a 12 km cu pârghii, și este primul contract semnat în România finanțat din fonduri europene, din fonduri guvernamentale, cum s-au făcut foarte multe investiții în țară până acum. Ce pot să vă spun decât încă o dată bine ați venit la Sinaia și sper că și din acest moment zona noastră și nu mai Sinaia și toată Valea Prahovei să fie foarte bine promovată la nivel național și internațional, pentru că cred că este principalul atracție turistică pe care România o are în mod de față. pentru că o astfel de acțiune aduce în fața
Sinaia Traburi este o ivă, din punct de vedere al turismului de iarnă, dar să nu uităm că este și o locomotivă, datorită castelului Peleș, o locomotivă a turismului românesc. Și Vara Prahovei, alături de litoral, sunt zonele care aduc cele mai multe venituri la bugetul de stat, un lucru extrem de important. Și de aceea felicitări pentru organizare și aș vrea să văd reeditate în zonele țării astfel de evenimente. Felicitări încă o dată și Federația Asociațiilor de Promovare din Turism. Mulțumesc, domnule secretar de stat, Mesidica Mijia Latino, Federația Asociațiilor de Promovare a Turismului din România, co-organizator astăzi prin membrii noștri fondatori Asociației de Promovare și Dezvoltare a Turismului, Prahova. Domnule primar, mă adresez în primul rând dumneavoastră, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule secretar de stat, colegul nostru, domnule președinte și domnule președinte al Camerei de Comerț Prahova. Dacă domnul primar a spus bine ați venit, eu am să vă spun bine m-am găsit Sinaia și Prahova în general. Și mă adresez acum și colegilor mei din turism, din agențiile noastre de turism, membre ANAT, ANAT, Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România, cel mai mare patronat din turismul românesc. Și bineînțeles, distinșilor noștri colegi din mass media, cei care sunt partenerii noștri în promovarea destinațiilor turistice românești. Ne aflăm astăzi la a patra etapă din caravana, vacanță în țara mea. Deci știți foarte bine de ce vacanță în țara mea. Am fost nași împreună pentru această denumire. Am început această caravană la Râșnov și face plăcere că și Asociația de Promovare a Râșnovului este aici prezentă. Mulțumim, domnule președinte. În februarie și tot la Sinaia am avut atunci un infotrip dedicat agenților de turism din Republica Moldova, colegii noștri ANAT Republica Moldova. Apoi am continuat pe litoralul românesc, etapa numărul 2, atunci când am avut cel mai mare eveniment de acest gen din istoria turismului românesc, 550 de agenți de turism. Vă doresc ca și dumneavoastră la Sinaia să primiți în curând 550 de agenți de turism din România și din Republica Moldova, așa cum am organizat noi pe litoral și pe litoral. Etapa a treia, octombrie, Bucovina, și ne aflăm acum din nou la Sinaia. Vreau să felicit cu această ocazie, în primul rând, pe cei care au fost greul organizării întregului eveniment, Asociația de Promovare Prahova, împreună cu autoritățile locale, domnul primar, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean. Felicitări încă o dată, este o ocazie pe care o dați nouă agenților de turism și asociațiilor care promovează România turistică, să descoperim și să redescoperim România, să o promovăm mai bine, să vină de destinații românești, mai mult și mai bine, către turiștii români și de ce nu străini. Vreau să mai dau ceva puțin mai haziu, venind aseară de la Constanța. Probabil că deja intrase în județul Prahova și peste tot pe partea dreaptă vedeam tot felul de panouri promoționale, desigur, pentru campania electorală, evident. Mircea Roșca, Mircea Roșca, deci credeți-mă, până când am ajuns și la Buștene, în seara, la cina festivă, vedeam chiar un balon roșu, Mircea Roșca, acum am zis, e roșu, e bine. Dar cine e Mircea Roșca? Deci acum am descoperit când am ajuns să Mircea Roșca. Felicitări, o campanie frumoasă, într-adevăr, mult succes vă doresc. Deci, din partea noastră, agenților de turism și a tuturor asociațiilor de promovare turistică din România, cei care le numim Federația Asociațiilor de Promovare, vă asigurăm pe dumneavoastră autoritățile locale din Prahova și Sinaia, la sigur, că vom continua să fim alături de eforturile dumneavoastră, pentru că fără echipă nu se mai poate. Destinațiile românești trebuie să învețe să intre în concurență în regoare. Nu mai merge ca pe vremuri, lasă că vină oricum unul la Sinaia, lasă că vină oricum la Brașov, nu mai este așa, trebuie să ne batem cu toții pentru turiști români. Și dacă noi aici vizi de prezentăm litoralul și avem alături Prahova, Vara Prahovei, vă imaginați ce forță din turismul românesc suntem aici alături în această echipă. Felicitări încă o dată și nu sunt ce spus. Care vă spun după 5 ani de zile,
zile nu e singur de dus. Avem alături Consiliul Județean, care este tot vicepreședinte al Asociației Maspet, Primăria Sinaia, care este vicepreședinte al Asociației Maspet. Avem Universitatea de Petrol și Gaze și o comandată doamna Negran Mariana Eșpirie în rândul nostru astăzi. Pentru că acolo se pregătesc oamenii care vor lucra bine în turism. Avem din domeniul privat, desigur, Asociația Națională de Țitori de Turism, pentru că noi am inițiat această asociație, avem hotelul. Internațional Sinaia este foarte discret, dar ne-a ajutat întotdeauna la orice solicitare la MASPI și merită pomeniți, lăudați astăzi, pentru că este cu tot sufletul și vedea doar de seara, dacă ne invităm cu toți. Nu în ultimul rând a devenit membru al Asociației noastre și Primăria Câmpina, care se străduiește să aibă ceva de spus în turism. Și cei mai nou veniți alături de noi sunt Asociația Turistică Sinaia, o asociație de pensiuni tânără și privace. Toți cei pe care am venit construind ceea ce înseamnă Asociația de Promovare și Dezvoltare a Turismului Vaco, au dat un lucru foarte pe scurt și domnul președinte al lui Amor Vescu. Foarte pe scurt, într-adevăr, sincer, colega mea, colegii mei, în prezentare, am spus, speech, nu era foarte lung, dar încerc de data aceasta să renunț la speech-ul zis. Și să vă spun doar câteva cuvinte din inimă, sunt extrem de emoționat să particip la acest eveniment, un eveniment cu premieră nu mai trebuie să vezi o barba și pentru turismul barbarat, care are loc din nou într-o clădire pe care eu nu apreciez, o iubesc foarte mult și cred că este unul dintre cele mai bunătoare și frumoase edificii din România și din Europa. Sincer, nu știu câte orașe din Europa se pot întâlni cu astfel de clădire, în care și noi, ca și Camera de Comerț și Industrie, am profitat de fiecare dată, prin amabilitatea Fundației Sinaia, un primar, la locurile de cele mai multe ori, să organizăm evenimente care au rămas privilegiate printre inimile participanților la acele evenimente. Domnule președinte, aduc o mod de emoție aminte, au trecut aproape 5 ani de zile de când ați făcut la mine un birou la Camera de Comerț și Industrie și mi-ați propus sau mi-ați vorbit despre intenția dumneavoastră, era o intenție la momentul acela, de a crea o asociație pentru dezvoltarea și promovarea turismului Pracova, un județ recunoscut pentru potențialul său turistic, în primul rând, datorită orașul prin care ne lucrăm aici și, bineînțeles, sunteți și voi aproape. N-am considerat o utopie la momentul acela propunerea dumneavoastră și, ca dovadă că așa cum intenție de acum 5 ani de zile, s-a transformat într-o realitate. Iar acest lucru se datorează în primul rând dumneavoastră, profesionalismului și mai ales pasiunii pe care ați spus-o. Pentru că această asociație pentru dezvoltarea și promovarea turismului să devină o realitate și o emblemă a turismului Pracovei. Suntem, ca și Camera de Comerț, nu numai membru fondator al Asociației pentru promovarea turismului, aș putea spune că suntem un partener la care, pe care dorim să-l dați în considerare și care cred că ne-am implicat în acest în această activitate. Iar, ca să închei, știu că diseară va avea un premier special, o festivitate de premiere pentru cei mai buni, cei mai buni premieri, organizate de asemenea de Asociația promovarea turismului din dumneavoastră, dar cred că pentru tot ceea ce ați realizat în acești 5 ani de zile, cel care ar trebui să deschidă seria acestor premiere, activități de premiere, cred că sunt în dumneavoastră. Și vă rog să-mi permiteți ca numele Camerei de Comerț și Industrie, pentru tot ceea ce ați realizat în acești 5 ani de zile, promovarea turismului Pracovei, să vă numesc diploma de excelență acordată domnului Adrian Voica, președintele Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului, în semn de apreciere pentru activitatea fructuoasă desfășurată de Direcția Turismului Pracovei.
sunt de felul meu un lucrător, un muncitor asidu și azi noapte și azi de dimineața a fost, nu prea sunt învățat să primesc astfel de diplome și mai ales cu surprindere. Vă mulțumesc foarte mult, mă simt onorat. Am să dau repede cuvântul ca să nu se vadă emoțiile și domnului viceprimar de la Ploiești. Vă mulțumesc, felicitări în primul rând pentru ceea ce ați preparat această oră în toate domnului președintele Camerei de Comerț și Industrie. O să vă rețin foarte puțin, vrând nevrând pe lângă Sinaia, Ușchei, Neasul, ca comandicul lui Mircea Roșca, ajungând sub Prahova, dar și o capitală e Ploieștiul, după care, dacă vreți, începe să